Voi ce fel de oameni sunteți? Adică, întreb, întrebare de duminică. Voi când mâncați, când aveți chestii în farfurie care vă plac foarte mult și chestii care nu vă plac foarte mult, ce lăsați la sfârșit? Ce e mai bun? Sau mâncați la început ce e mai bun? Pentru că eu sunt genul de om care lasă la sfârșit ce este mai bun. Și de ce vă zic asta? Pentru că am observat un pic că nu vă uitați la partea a doua a clipurilor. Cel puțin jumătate dintre voi nu se uită la jumătatea a doua a videoclipurilor. Și atunci mă gândesc, băi, e păcat, pentru că acolo de obicei, eu fiind genul ăsta de om care lasă în farfurie la sfârșit ce este mai bun, și la clipuri, de obicei las în partea a doua chestii foarte, foarte mișto și îmi pare, mi-ar părea rău să nu le vedeți. Salutare, dragilor, și bine ați venit pe canalul Călătorii No Stress, unde de ceva timp fac niște vloguri în care povestesc locurile prin care trec, dar și întâmplări foarte, foarte interesante din alte călătorii ale mele, iar acum vom vorbi despre Venezuela și anume partea de călătorie din munți, din Anzi, când am plecat din insula Margarita de la nivelul oceanului și de la nivelul de scufundări de la minus 18 metri. Ne-am dus, am zburat cu avionul mai puțin de 24 de ore, lucru total interzis, bineînțeles. Pe urmă am încercat să atacăm un vârf de 5.000 de metri, vedem dacă am reușit sau nu. După care am zburat cu parapanta și o să vedem ce se întâmplă. Vă arăt pe aici, prin Orotava, locurile, pentru că este unul din cele mai frumoase orășele, foarte cochete, pline de grădini botanice și pline de vegetație. Ne aflăm într-o piață aici. Mergem să o luăm pe Roxana, pe care am lăsat-o la cafea, apoi o să mergem prin grădina botanică, o altă grădină, grădinile Victoria, celebre în Orotava, apoi mergem să vedem unde face Vlad ping-pong, în ce locație absolut fabuloasă face ping-pong, și de acum încolo doar dați drumul și uitați-vă liniștiți la o poveste plină de peripeții din Anzii Venezuelei și la o plimbare prin Orotava, orașul care seamănă cu Brașovul, dar nu răsare. Orotava e un oraș plin de grădini, absolut plin de grădini. În dreapta mea aici deja e o grădină botanică, o să trecem prin altă grădină. Pentru cei care nu au văzut încă vlogurile anterioare, uitați-vă la ele, că e mult, mult mai savuros. La Orotava este orașul de deasupra orașului Puerto de la Cruz, unde locuim noi, suntem lângă grădina botanică de aici. Iată, ăsta este unul din acele locuri foarte, foarte simpatice de aici, pline de vegetație. E un oraș, să spunem, care seamănă într-un fel cu Brașov, hai să-i dăm așa o conotație, dar se află la doar 4 sau 5 km de Puerto de la Cruz, de orașul în care locuiesc eu și care e la nivelul oceanului. Se urcă pur și simplu câteva sute de metri și întâlnești nebunia asta de vegetație. Ăsta este un gen de copac pe care îl găsești aici în Tenerife. Există și un copac milenario, El Drago se numește, care are, se spune, câteva, peste 1000 de ani. Apoi nu știu exact dacă are peste 1000 de ani. Așadar, dragilor, am luat avionul din insula Margarita, Venezuela. Pentru cei care n-au văzut primele vloguri din Venezuela, vă fac un scurt brief, deși mult mai bine e să vedeți toate cele trei episoade de până acum, cele din Caracas și cel din insula Margarita. Dar pe scurt, am ajuns în Caracas, ne-au dispărut bagajele, nu le-am mai recuperat niciodată. Caracas e un oraș extrem de periculos, cu cea mai mare infracționalitate de la acea vreme din lume, și am stat în Caracas două zile absolut oribile, dar am reușit să schimbăm banii la valutiști, ne-am dublat practic bugetul de călătorie. Am plecat de acolo, am stat într-un hotel absolut oribil, nu mai revin, uitați-vă pe vlog că merită. Și am plecat în insula Margarita. Ieșim acum din grădina botanică și intrăm în cealaltă grădină botanică, așa se întâmplă aici, dintr-un parc, intri în celălalt parc. Este foarte, foarte mare zumze de mașini. Hai să traversăm rapiduț aici, să nu-i ținem pe oameni ăștia. Și intrăm în grădina Victoria. O să vedeți cât de frumos este în fața acolo, sunt grădinile din Victoria. Iar noi ne întoarcem cu povestea în Mérida, în Anzi, unde am aterizat, ne-am dus să bem niște bere, bineînțeles, celebra bere venezueleană Polar, care costa foarte puțin și care se vindea la baxuri de câte 6 sticle, n-avea niciun fel, avea vreo 2% alcoolemie, ceva, era un pișvaițăr total.
Ne-am cazat la o hacienda, am căutat o variantă de a ajunge pe un vârf de 5.000 de metri. Noi ne propusesem să atacăm vârful Bolivar. Vârful Bolivar se ajunge din Merida, este o telecabină care însă era scoasă din uz, nu mai funcționa așa cum nu funcționa aproape nimic în Venezuela în momentul acela și nici acum nu cred că funcționează. Așa că în lipsa... Hai că vă dau așa un pic peisajul ăsta, că e senzațional aici. Acolo face Vlad ping-pong, acolo să mergem în clădirea aia roșie și aici sunt grădinile Victoria. Mergem până sus la acel mauzoleu și vă arăt un pic pe aici. Așa. Am ajuns și am căutat opțiunea de a urca pe munte, pe un alt munte, pentru că pe Bolivar, vă spuneam, nu s-a potrivit socoteala de acasă cu cea din târg, pentru că acea telecabină nu funcționa. Atunci am zis, hai să urcăm noi pe picioare, așa deși propusesem de altfel, în afară de Bolivar, să urcăm și pe picioare, să facem un trekking pe un vârf de 5.000 de metri. Am fost la o agenție din asta de trekking montan, am întrebat, am găsit un ghid montan care ne-a recomandat vârful Pan de Azúcar, un vârf de vreo până în 5.000 de metri, 4.800-4.900 de metri, până în 5.000 de metri, unde puteam să ajungem cam în două zile de urcare. Deci urcam prima zi de la 2800, unde ne lăsau, până unde puteau să ajungă mașinile, urcam până la tabăra inițială de 4000 de metri, 4100, și acolo la 4000 puneam corturile, dormeam și a doua zi urcam pe vârf și coboram pe urmă tot drumul înapoi până la 3000, de unde ne recuperau mașinile respective. Băi, cât de... îmi place foarte mult locul ăsta. Foarte rar găsești senin în Orotava, din păcate este acel nor. Uite de deasupra noastră, pentru că vedeți în partea aia, acolo, este senin. Acolo este Puerto de la Cruz, orașul nostru. Acest nor care stă deasupra noastră poartă și un nume, se numește Burta Măgarului. Și stă pe Orotava și pe toată valea asta, mare parte din an. Ăsta e un lucru foarte bun pentru agricultură, pentru că valea este una din cele mai fertile. Valea asta la Orotava este unul din cele mai fertile locuri din Tenerife. Se face aici absolut orice. Orice pui, canarghezii, pui un bob din el răsare, mia de mărgăritare. Băi, și am încercat, am vorbit cu omul ăsta de la agenția de munte, un tip cu un nas acvilin, un nas de ăsta andin foarte pronunțat, care se trăgea dintr-o familie nemțească. Sunt foarte, foarte mulți germani retrași aici după cel de-al doilea război mondial. Foarte mulți care au luptat în zona, în partea greșită a războiului și atunci au revenit în Argentina, în Columbia, în Venezuela și au format aici familii. Nu-i mai întreabă nimeni de nimic. Posibil și criminal de război și tot felul de oameni care n-au avut neapărat un comportament ok în timpul celor de-al doilea război mondial. Și tipul ăsta care ne ducea nu era chiar foarte ortodox așa în gândire. Hai că vă dau în față așa un pic grădinile să le vedeți. Ci era un tip care era mai mult pe anarhie așa. Asta contează mai puțin, important e că părea sigur pe el și părea un ghid foarte bun, capabil să ne ducă corect în excursia noastră de a ataca Pan de Azúcar, acel vârf de care vă spuneam. Am plecat cu niște mașini. Am ajuns la 3.000 de metri, ne-am lăsat cu mașinile, până acolo urcau Toyotele și de acolo am luat-o tai-tai pe jos. Noi ne-am pierdut bagajele și, cum v-am spus deja în episodul 1, nu mai aveam nimic la noi. A trebuit să împrumutăm de la acești oameni o bluză de training, un fez nenorocit. Eram cir cascadorii râsului, o să vedeți poze. Dar altceva n-aveam, trebuia neapărat să ne pregătim pentru că era frig, la 4.000, la 5.000 era foarte frig. Și noi nu aveam nimic la noi. Pe o zonă super pustie din munții Anzi, nu am văzut pe absolut nimeni timp de 8-9 ore cât am urcat pe muntele respectiv. La un moment dat am întâlnit o hergherie de cai sălbatici pe la 3500 de metri altitudine, foarte, foarte tare și foarte adaptați. Și l-am întrebat atunci pe tipul ăsta care era cu noi. Noi am zis vulturașul, dar nu mai știu exact cum îl chema pentru că avea un nas foarte pronunțat. Am întrebat, băi, sunt animale sălbatice pe aici, prin Anzi? Zice, mă, din când în când mai vine puma. Dar nu vine pe cărări de-astea bătute de oameni.
Ce cărare bătută, băi, zic. N-am întâlnit, n-am văzut țipenie de om, de 8 ore. Era foarte hotărât omul că noi mergeam pe zone bătătorite. Și încolo se întinde Orotava, iar acolo jos se vede Puerta de la Cruz, vă spuneam. Absolut frumos aici, absolut, absolut fabulos. Iar aici e mauzoleul ăla pe care vi-l arătasem de jos. No, ca să o scurtez un pic, am urcat, am ajuns la 4.050-4.100 de metri, unde era locul unde se campa. Ne-am pus corturile, aveam un cort pentru noi și un cort îl avea ghidul care era cu noi. Am făcut niște paste, eram destul de ok. Chiar eram ok pe la 6 seara. Vă spuneam că la 6 seara în fiecare zi, fiind ecuator, se întunecă. Așa că până în 6 a trebuit să ne punem cortul și eram pregătiți pentru o noapte, astfel încât a doua zi, la 6 dimineața, să atacăm vârful. Așa că o să coborâm fix pe treptele astea și o să mergem către partea de jos și către Liceul Tauro, vă spuneam, locul în care Vlad face ping-pong. În maxim o oră și jumătate după ce ne-am băgat în cort, pe la 7 și jumătate, 8 seara, băi, a început rău de altitudine. Dar un rău de altitudine, cum n-am trăit niciodată, de fapt n-am mai trăit rău de altitudine decât poate la nivel foarte mic, dar pur și simplu mi se părea că o să mor acolo, că n-am nicio șansă să prind dimineața. Mă uitam la ceas și secundarul se mișca așa. Și zic, frate, cum rezist eu aici până la 6 dimineața? Pentru că la 6 se lumina de ziua și nu era nici cea mai mică șansă să cobori înainte de 6 dimineața. Nu puteam să coborâm noaptea pe traseul pe care îl făcusem deja, știind deja că singurul remediu al răului de altitudine este să cobori. Nu există. Există niște pastile, dar nu prea fac mare lucru. Șmecheria maximă este să cobori, exact ce facem noi acum. Să cobori la nivelul la care te simți bine și la care plămânii tăi primesc suficient oxigen. Noi, vă spuneam, făcusem și diving înainte și mersesem la minus 18 metri, zburasem și cu avionul, deci dereglasem complet creierul în ceea ce privește aportul de oxigen pe care trebuia să-l primească. Am mâncat ciocolată, am ieșit din cort, am dat ture cortului, nu știam ce să mai facem, n-am închis ochiului nici eu, nici Mihai. Amândoi aveam același comportament, amândoi ne simțeam la fel de rău, așa că evident că sufeream de același lucru și ne-am gândit doar cum facem să treacă noaptea. Pe la al durea în fund, pe ghidul nostru, se culcase deja la el în cort, n-aveam ce să mai facem cu el, era deja 10 seara, când intrasem într-o panică, am făcut și atac de panică, nu știam cum o să treacă timpul, pur și simplu. Cred că am reușit să adormim vreo jumătate de oră, o oră maxim în noaptea aia. Și când ne-am trezit, când s-a făcut 6 dimineața și s-a făcut lumină, a ieșit și vulturașul, ghidul nostru, și ne-a zis, hai băieți, atacăm vârful! Și am zis, nu, atacăm fix poalele, că nu avem nicio șansă de vârf, hai cât mai repede, tati, la poale, hai să coborâm, că e groasă povestea. Așa că ne-am strâns cât am putut de repede cortul și tot, la 6 și jumătate deja, când se vedea, era geana de lumină corectă, am tăiat-o și nici nu știu cât de repede am coborât spre Merida, deși eram obosit că nu dormisem. Cred că am ajuns în 4 ore maxim, ceea ce urcasem cu o zi înainte în vreo 8 sau mai puțin. Am luat mașinile cât de repede s-a putut și am ajuns în Merida, oraș care se află la vreo 1800 de metri altitudine, și acolo ne-am revenit instantaneu. Deci pur și simplu am ajuns la 1800 și ne-am revenit absolut în 5 minute, nu mai aveam nimic, mi se părea că putem din nou să urcăm muntele în momentul ăla. Cam asta a fost. Ca sfat așa, evident, nu zburați cu avionul după ce ați făcut scufundări, nu urcați pe munte fără o pregătire și fără să vă aclimatizați, că s-ar putea să o păsiți destul de urât. Cam asta a fost prima parte a aventurii din munți, urmează partea a doua în clipul următor despre cum am sărit cu parapanta. Și, bineînțeles, din nou prezentată o zonă foarte frumoasă din Tenerife. Like, subscribe, dar mai mult decât atât, uitați-vă până la sfârșit la videoclipurile mele. Mulțumesc mult!